mai văzut un atac puternic în partea aia. Aici pare a fi o zonă perfectă pentru ștucă. Vedem imediat care-i treaba. Vă și mulți obleți pe la mare. Vedeți cât de mulți copaci sunt în zona asta. Trebuie să mă duc să ajung un banc acolo, în locul ăla unde tot a sărit. Sărit de două ori, cred că e avat. Voblerul ăsta a mai prins avat. Deci mă aștept să fie ok. Evoluează destul de bine, urmăresc obleții. Evoluează destul de bine și viteze mici. E la mică apa în zona asta. Aici de fund. Se agață nostru. Da, o să deschid, dacă o să prind ceva, dacă o să reușesc să păcălesc ceva. Dar pare a fi o zonă destul de interesantă, nu? Asta nu e... e sinking? Probabil nu o să prind niciun pește. Foarte greu, foarte grea zona de aici. Da, uitați ce hrib al vrăjitoarei frumos, cât mâna mea. O frumusețe de ciupercuță. Boletus ludicus, nu, luridus, nu mai știu. Da, oricum probabil e plin de viermi, dar este o ciupercuță comestibilă. Vedeți, deja și-a lăsat sporii, deci de asta mi-am permis să o ridic. Și dacă mă uit cu atenție, cu siguranță o să mai găsesc prin zona, da. Îi las în pace. Pleacă și cormoranii, prieteni. S-au săturat de pescuit. Încerc să găsesc niște locuri. Mi-am făcut puțin locul ăsta. Ceva sărituri tot la vale. Nu reușesc să găsesc un loc unde sare peștele. Experimentez cu diferite năluci. Uite acolo sare. Ați văzut? Mă gândesc că e avat. Altceva ce poate să fie. E foarte, foarte lat râul. Foarte lat râul aici. Mamă, de ce se aude? Mai sunt o grămadă de cormorani. Ia auzi. Mamă. O revânează sau vrem cu aici. Da, foarte, foarte lat râul. Sar pe jumătate. Sau de la jumătate în partea cealaltă. Și nu reușesc să ajung așa departe. Ia uite-i. Cormorani. Oh, ce-am făcut? Ia, iar săritul acolo. Exact în locul ăla. Ce mulți sunt. Mai vin ăsta ăla. Mă văd și se sperie. Vedeți? Se sperie și se îndepărtează. E locul ăsta. E un spectacol frumos al naturii. Ce să zic, mie îmi place. Mă știți că eu nu sunt împotriva cormoranilor. Asta nu înseamnă că de acum, dacă îi văd... S-a mixat. Am mai doborât eu un pic iarba asta de pe aici prin zonă, dar... Se mai întâmplă să fac prostii. Ca de obicei, mă știți că vă zic că sunt mega obosit. Asta e, sunt mega obosit. Aș putea să mă duc... Bă, ce prost am dat. Aș putea să mă duc și mai în amonte. Ia uite, acolo e... Acolo... Nu știu, cred că de 5-6 ori n-am văzut sărind acolo. O să încerc să merg și mai în vale. Poate reușesc să nu fac un loc ușor și acolo. Mâine o să vin cu maceta. Și să fie pregătite locurile pe toamnă. Mai sunt câteva zile de vară și...
Vine toamna și atunci o să meargă mai bine spinninguiala. Deocamdată îmi cam ignoră nălucile. Tot ce am reușit să fac a fost pe balta aceea. Și m-aș mai duce eu și pe în alte locuri, dar timpul este cel mai mare dușman, ca de obicei. Ok, am mai făcut un pic un loc. În timp ce făceam, am văzut un atac. Și o să insist un pic pe locul ăsta. Am dat. Așa. E cam pe acolo a fost atacul. Bine, trebuie să dau puțin mai naval, dar nici n-am cum să scop pește de aici. Încerc. Așa înveți. Încercând. Iată, acolo. Nu știu dacă a fost atac. Nici nu știu dacă e bun wobblerul. Da. Foarte greu locul ăsta. Dar vă dați seama, cu cât e mai sălbatic, cu atât mai mari șanse să fie pește, nu? O, de la aici, mamă, ce frumos l-a ridicat la suprafață. Ok, o să insist pe locul ăsta, se vede clar că e o zonă foarte bună. Și na, o să schimb wobblerul, pun ceva care să facă mai multă vâlvă. Vreți, vedeți și voi? Oh my god! Că aș putea să-mi dau jos șlapii. Ce bine ar fi. Hai să vă arăt și vouă ce o să fac. Am și barometru la mine. Cât e? 1011,8. Bun. Presiunea e bună. Am mine o zuri. Oare să încerc? Să merg la sigur. Asta e jurile. Asta e o nebunie de wobbler. Foarte fain se mișcă. Vi l-am mai arătat? Nu vi l-am arătat, am filmat, dar n-am mai... Am decis să nu mai... Să nu mai postez. Încă le țin în cutiile astea pentru că... Încă le învăț și vreau să fac și... În multe locuri în care aici și pești le văd numai cercuri peste tot. Foarte greu de lansat din zona asta. Asta merge bine și la viteză mai mare și la viteză mai mică. Îl dau la viteză mai mare că... Nu vreau, nu vine să crede! Am prins în direct? În direct, fraților! Mamă, nu vine să cred, prieteni, nu vine să cred! Mamă, nu vine să cred! Nu vine să cred! Băi, ești nebun! Știi ce se duce? Nu știu cum să fac. Hop. Hai. Cred că e un avat. Ok. Vreau nu la val. Deci e foarte adânc aici. Foarte adânc, foarte abrupt malul. O să mă las picioarele goale. Nu cred că am avut în direct. Și în pantalon scurt mă las. Ca să fiu mai liber. Și să vedem dacă poți scop pește. Băi, ești nebun! Nu, mă duc la vale cu toate. Măcar să-l vedem, nu? Hai să-l vedem. Mamă, uite ce se... Cred că e un avat, nu știu, de vreo 2-3 chine. Ok, a venit la mal. Nu prea tare la mal. Ăla se ducă înapoi. Bă, dar ce se ține pe fund? Poate nu-i avat. Ești nebun? Poate știu că și... Mamă! Bă, nu-i avat. Ești nebun? Fii somn? Cum să fie somn? Să știu dacă să-l ridic. E somn. Bă, frate, nu-mi vine să cred, am prins somn! Ești nebun? N-am crezut că o să prind niciodată somn la... E somn. Vreau câteva kilograme, 3-4. Cam așa. Nu e foarte mare, probabil nici atât. Nu are. Nu te duc acolo, că e un copac. Nu te duc. E rău tare. E foarte, foarte rău aici.
Trebuie să văd dacă pot cobori mai mult. Dacă mă duc împreună prieteni. Vai, ce fain e! Vai, ce fain e! Nu vreau să cred că am prins somn la... Eu mă gândeam că trebuie să fii pescar de pescar. Bine, probabil trebuie să fii pescar de pescar. Vai, ce fain e! Nebunesc! Nebunesc, prieteni! Wow, ce fain e! Wow, ce frumos e! Nu pot mâna cu totul. Ce-ți fac eu cu niciogasul ăsta mic? Mă descurc eu, de fapt. E prea mare pentru niciodă. Ce să-i fac, oare? N-am unde să mă duc nici într-o parte, nici în alta. Asta e toată bucățica unde pot să fac ceva. Niciogul e minuscul. De mine înțepat exact în bot. Ceea ce e bine, că nu mi-e numărat de firul. Totuși niciogul e destul de lung. Și acolo să încerc să fac ceva, dar nu știu ce. Să-l bag cu capul. A intrat, a intrat, a intrat micioc. Deci a intrat micioc peștele. Nu știu cum să-l scot. Sper să nu se rupă. Oh. Oh. Ia să nu-mi clăvale. Ok, nu-i foarte, foarte greu. Nu cred așa ceva. Nu cred așa ceva. Vai să-mi bag picioarele. Nu cred așa ceva. Vai, ce frumos e. Mă, cât de frumos. Pe departe, nu cel mai mare pe care l-am prins. Doamne, cât de frumos. Băi, filmez, filmez. Nu vine să cred, prieteni, voi sunteți nebuni. Am prins somn la spinning. Somn la spinning, ești nebun. Vai de capul de zilele mele. Uitați, plin de mucus. Vai, ce frumos, e superb. Au, nu mă mușcam. E superb. O, ce căpălău are. Hai de capul meu. Hai de capul meu. Deci, așteptări să prind somn. Zero absolut. Zero absolut. Nu cred așa ceva. Și am și cântar la mine. Vedem și cât are. Băi, ești nebun. Dar cred că o să fie un pește pe care le-o acasă. N-am prins, n-am dus niciun somn anul ăsta acasă. Și la mărime pare a fi numai bun pentru bernuțul. Băi, fratele meu. Băi, cum a luat-o din prima. Băi, ești nebun. Ce wobbler am, fratele meu. Ce wobbler am. Wobbler chinezesc. Voi vă dați seama ce wobbler e ăsta? Wobbler cu care am prins pește din prima lansare. Ești nebun. Prima lansare. Deci nu mai multe. Prima lansare. Să mă mai înnebuniți voi că nu-s bune. Uf, unii în loc să gândească cu creierul, gândesc cu ce au auzit ei prin reclame. Ia să vedem. Uite-le! Uite-le, cât e de frumos! Băi, ești nebun, cât e de frumos! Mamă, dar frumos mai ești! Mamă, cât e de frumos! Fratele meu! Eu nu știu cum să vi-l arăt. Ok, îl bag înapoi în micioc. Să încerc să-l cântăresc cumva. Ia să vedem unde am cuț cântarul. Vedeți, mi-am luat și rucsac de spinning. Încet, încet o să mă specializez și eu. Oh my god! Kilograme. Ok, o să-l agăț de aici. O să vedem cât are și miciogul după aia. 7 kilograme. 7 kilograme. Are cu tocul miciog. Băi, du-te, mă! Du-te, mă! Bă, fratele meu! Hai, scumpi! Îmi pare rău că eu acasă, ce să zic? Dar promit că dacă mai prind, eliberez. Și hai să vedem cât are și... Nici o bufară nimic. 500 de grame. Deci 650 de grame are peștele. 6 kg jumate. Mamă, dar ce fain era dacă era 7 kg. 7, numărul meu norocos și probabil și al vostru. Ia să vedem unde e. Ca să facem o poză de thumbnail. Hai. Hai la thumbnail.
Băi, ești nebun, n-am crezut nicio secundă că somnul atacă acum. Credeam că ia vatul. Dar și somnul mănâncă la suprafață, nu? Bineînțeles, dar nu m-am așteptat. Așa, hai mă. Când vrei să faci ceva, nu-ți iese niciodată. Să-l las puțin să fie mai multă lumină. Ia uitați. Somn de 6 kg jumătate. Primul meu somn la spinning, fratele meu, câtă nebunie anul ăsta, câtă nebunie anul ăsta. Mamă, mamă, și nici nu știți ce mai urmează la mine pe canal, nici nu știți ce v-am mai pregătit. Prieteni, stați pe aproape, stați pe aproape, fratele meleu. Da, da, superb. Hai să mai ridicăm o dată. Dacă o să cadă în apă, o să cadă că, până la urmă, nu sunt eu avar după pește. Da, o să le iau acasă ca să-i duc bunicii să se bucure, eu să-i duc și lui Berni. Că somn n-avem de... avem câțiva crape și antena noastră. Mamă, câtă frumusețe de pește, nici nu știu unde să-l pun. Băi, am venit cu mâna în fund, pur și simplu am venit cu mâna în fund. Da, prieteni, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Bineînțeles, nu uitați de subscribe și de abonare dacă mi-vreți să vedeți asemenea chestii. Și v-am lăsat, prieteni, ceau, mulțumesc de vizionare. Prieteni, ești nebun, lângă mal, a sărit, deci, de aici, de aici, de aici a sărit. Băi, ești nebun.